noștri, cu puterea cinstitei de viață făcătoare, cruci și pentru ale tuturor sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să primească sfânta rugăciune, să vă binecuvinteze munca și lucrarea dumneavoastră și să aveți har și pace în lucrările pe care le faceți pentru binele cetățenilor. Edificiu impozant, construit în jurul anului 1780, fost poștalion, iar cu trecerea vremii primind diferite destinații în folosul comunității. Reabilitarea clădirii cu materialele disponibile secolului 21 și dotarea cu tehnica modernă păstrează totuși caracterul gotic al edificiului, fără a îngreuna activitățile desfășurate în prezent în această locație. Instituția, numită primărie, ca utilitate publică, prin personalul propriu, reprezintă legătura dintre contribuabil și autoritatea de stat. Este locul în care oamenii își găsesc de multe ori răspunsuri la întrebările și problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi, este mijlocitorul către forurile superioare ale statului. Fiind necesar un mediu propice pentru desfășurarea activităților, atât pentru cetățeni, cât și pentru lucrătorii din instituție, ca urmare a modernizării locației și crearea unui ambient mai plăcut, sperăm să venim cu mai mult succes în ajutorul celor care apelează la serviciile noastre în vederea soluționării problemelor. Cu această ocazie țin să mulțumesc instituției prefectului, Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Primăriei Municipiului Bistrița, domnilor consilieri județeni și consilieri locali, precum și tuturor instituțiilor cu care am colaborat, respectiv proiectant, executant, domnul Săci, partener, și vă mulțumim mult și vă așteptăm la cuvântul la vin. Mulțumesc! Trecucernici părinți, domnule primar, domnule fost primar, că se pare că anfitrionul pornirii acestui edificiu datează de pe vremea fostului primar, actualmente viceprimar, domnilor consilieri, onorați invitați, într-o expresie de conveniență, când spui Valea Bârdăului, evident că marea majoritate a trecătorilor sau a lumii care cunoaște Bârdău, zice Prundul Bârdăului, pentru că atât zona economică cât și cea culturală, cu toate lucrurile din margine sau vecinătățile ei, convers spre această zonă centrală, sigur care este recunoscut, așa cum spunea primarul, încă de pe vremea când trecea poșta, probabil dinspre acea zonă unde se odihneau caii și căruțele ca să treacă munții înspre Bucovina să ducă veștile dintr-o zonă în alta. Lucrurile ce se întâmplă aici, după părerea mea, sunt meritorii în sensul că sunteți împotriva firii lucrurilor, adică în condiții de criză și de apăsare economică, dumneavoastră, bârgăoane, reușiți să infirmați faptul că sunt greutăți și să veniți cu asemenea lucruri. Spuneam cu precucerilor părinți într-o discuție mai demult că, sigur, n-am pretenția că am fost în toate bisericile din acest județ, probabil cam 70% pretind că le-am văzut și că biserica din Prundul Bârgăului este cea mai frumoasă biserică pe care, e opinia mea, nu s-a lăsat mai prejos, se pare nici edilic. Au gândit, dacă avem așa o biserică măreață și frumoasă, de ce să nu facem și o primărie la fel de frumoasă? Și uite că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și a dumneavoastră, a tuturor, pentru că nimeni nu poate face singur nimic, ați izbândit și astăzi vă mândriți cu acest edificiu edilitar, gospodăresc, să zic, pentru administrarea Comunei Prundul Bârgăului. Eu felicit, în primul rând, oamenii din Prundul Bârgăului, comunitatea din Prund, pentru efortul care l-au făcut
în calitate de deputat acest colegiu, aș vrea încă o dată alături de domnul primar să aduc mulțumiri tuturor instituțiilor care s-au implicat mai mult sau mai puțin în a pune umărul la acest edificiu. Felicit proiectantul, constructorul și pe toți deopotrivă și vă doresc să aveți viață multă, așa cum spunea Biblia, să robiți mult cu ghilimele de rigoare aici, în această primărie. Să fie într-un ceas bun și la mulți ani! Ce să vă spun? Îmi exprim și eu bucuria de a participa la inaugurarea acestui edificiu, care este centrul comunității și care, până la urmă, ne reprezintă orice cetățean care intră în primărie. Dacă casa bunului gospodar este așa cum trebuie, sigur că și el își va rezolva problema, că apelează la gospodar. Este un lucru bine făcut și ceea ce rămâne după primar și colaboratorii lui rămâne ca faptă bună și nu ca vorbe aruncate. Eu vă felicit și vă doresc cât mai multe realizări și proiecte să le derulați în continuare. În primul rând vreau să mulțumesc primarului pentru invitația care mi-a făcut-o la această, la acest frumos eveniment astăzi. Eu spun că este un eveniment frumos pentru că, așa cum sunt bârgăoanei mândri și făloși, au și o primărie pe măsură curată, sănătoasă, frumoasă și cred că și oameni sănătoși și la trup și și la minte ca să lucreze în această instituție. Felicit pe toți cei care au contribuit, cu ce au contribuit la această frumoasă realizare, iar conducătorilor acestor instituții le urez să le dea Dumnezeu gândul cel bun, să facă lucruri bune pentru comunitatea care i-a ales în fruntea comunității și să nu uite de cei care i-au trimis în această poziție și în această funcție cu responsabilitate maximă. Încă o dată, felicitări și putere de muncă, că într-o administrație sunt multe de făcut. Noi, cei care suntem executivi, că noi știm ce suntem executivi și facem administrație, vorbim un pic mai puțin decât politicienii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și, așa cum am precizat înainte, vă așteptăm și vă invităm la căminul cultural, care e în centru comun, aici, aproape. Bună ziua! Ce înseamnă pentru comunitatea din Prundul Bârgăului noul sediu al primăriei? Permiteți-mi să vă spun, bună ziua și bine ați venit și dumneavoastră la Prundul Bârgăului. Acest edificiu care se discuta este o foarte importantă locație unde își desfășoară activitatea atât cetățenii acestei comune, cât și cei care au legătură din punct de vedere economic, administrativ, teritorial. Este un foarte important lucru și după atâția ani de muncă care și-au depus acordul și munca,